Decizia pe care a luat-o Ministerul cu curaj se dovedește a fi bună. Dovada este grăitoare pentru mine la Telorman, pentru noi la Telorman. Nu a fost o problemă pentru noi, ceea ce dovedește încă o dată că profesorii noștri, cei care răspund de digitalizare și de scanare, așa cum i-a spus dumneavoastră într-un prim pas, asistentul 1 din sala scanat, nu am avut niciun fel de problemă. Niciun fel de problemă. Nici măcar în privința lizibilității lucrării, eu știu, niciun fel de problemă n-am avut și mă bucur și îi felicit pe colegii mei de aici, din poziția aceasta, că nu am avut niciun fel de problemă în formatul acesta digitalizat al evaluării. Bineînțeles că și noi am primit din țară, dar eu știu, sistemul, platforma aceasta de evaluare digitalizată presupune ca lucrările din țară, temir de unde, din ce colț al țării, să vină repartizate după o anumită formulă pe care sistemul o are. Așa, și au venit lucrări pe care le-au văzut doi oameni. Acum să nu credeți că doi oameni de la noi evaluatori, pentru că suntem centru și noi, Telormanul, ca toate celelalte județe, inclusiv de contestații, am primit o lucrare de limba română, să zicem, aici și am mai primit Satu Mare aceeași lucrare, al doilea evaluator. Vedeți, acum înțeleg că se elimină ceva din subiectivismul celui de-al doilea evaluator. Analizând caracterial și nu numai, omul este influențabil, emoțional, el stă la cheremul celui din tâi, evaluează acest. Să vă dau un exemplu, evaluează lucrarea cu un 4-30, al doilea evaluator are tendința să nu meargă mai departe. Merge la clasa 8-a, la evaluarea națională, în anul următor, și la tot bacalaureatul, și la concursurile de obținere de titularizare, și la concursurile de definitivat. Acest sistem va fi implementat, a dat rezultate, ministerul inițial a trimis atâtea laptopuri, scanere, cât este nevoie, în județe, în toată țara. Ne-am descurcat bine, după părerea mea, și nu pot, repet, să nu laud colegii care ne-au ajutat, pentru că foarte mulți directori, foarte mulți profesori au răspuns și anul acesta și au venit în comisiile de bacalaureat, inclusiv acum toamna. Vorbeați un pic mai devreme de inspectorii școlari care nu prea au vacanță. Asta este unul din riscurile, pe care le are jobul nostru. Copiii trebuie să fie până la urmă înaintea tuturor, iar examenele acestora sunt foarte importante pentru noi.